Încă 86 de români vor ajunge mâine în țară din fâșia Gaza. Până acum peste 200 de cetățeni și membri de familie ai acestora au fost evacuați din Gaza. Până în acest moment a anunțat ministrul de externe Luminița Odobescu. Ea a precizat că mai sunt încă 140 de conaționali care au solicitat să plece din enclavă. În acest moment e așteptat acordul pentru evacuare din partea autorităților israeliene și egiptene. Această declarație a Uniunii Europene solicită instituirea de pauze umanitare pentru acordarea imediată de sprijin umanitar și pentru crearea de coridoare umanitare, în paralel cu susținerea eforturilor internaționale ca punctul de frontieră Rafah să rămână deschis, pe de o parte, pentru a asigura accesul sprijinului umanitar și, pe de altă parte, pentru evacuarea răniților, dar și a cetățenilor care au solicitat evacuarea din fâșia Gaza. Până la acest moment au fost evacuați 220 de cetățeni români și membri de familie acestora. Deja 134 au ajuns în România, iar 86 se află în prezent la Cairo, în grija colegilor mei de la Ambasada României de la Cairo, și urmează să fie aduși în țară în această seară cu o cursă tarom, în această noapte. Suntem undeva în jur la 360 de solicitări, deci practic mai avem de gestionat în jur de 140 de solicitări care au fost verificate și care au fost transmise deja autorităților israeliene și egiptene în vederea procesării și obținerii acordului pentru evacuare.